În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, cu cerniști părinți, iubiți din ceas și că din în duminicile care însoțesc marele praznic al Nașterii Domnului, vorbim despre anumite teme care țin de veșnicie. Pentru că veșnicia a venit la noi și cuvântul lui Dumnezeu s-a făcut trup ca să înveșnicească neamul omenesc. Din momentul venirii sale în lume, viața veșnică și veșnicia au devenit o realitate. Înainte oamenii doar se gândeau la ea, acum pot să facă ceva concret pentru ea. Simțim faptul că fiecare dintre noi putem face ceva pentru veșnicie. Mai simțim și faptul că nu o putem cumpăra pentru că nu e de vânzare. Poți avea acces la ea doar dacă o moștenești. Și atunci când dorești să moștenești ceva, trebuie să fi avut vreo legătură cu lucrul încă de dinainte de a-l moșteni. De ce să moștenesc eu casa părintească? Pentru că am avut o legătură cu ea. Mi-am petrecut copilăria acolo. Știu totul despre acea casă și o parte din mine este în ea. Deci am tot dreptul să o moștenesc. Așa se întâmplă și cu viața acea veșnică, și cu veșnicia însăși. O poți moșteni doar dacă ai trăit o perioadă de timp în ea. Doar dacă ți-ai petrecut o parte din viața ta în ea și ea a făcut parte din tine și tu ai făcut parte din ea abia atunci acea viață ți se cuvine. Însă trebuie să existe un început pentru fiecare lucru. Și începutul este nevoios pentru că nu știi de ce te apuci. De aceea avem aceste frământări. Cu ce să încep? Ce să fac? Pentru că văd și simt că viața mea de aici nu este suficientă. Să învârte într-un cerc, cu bune și cu rele, însă ea de aici se prelungește în ceva. Și vreau să fiu sigur că acel ceva cu care se prelungește viața mea de aici este ceea ce mi se potrivește. Nu să-mi fie acordat un loc aleatoriu. O fi rai, o fi iad, în iad o fi un loc mai de jos sau mai de sus, în rai la fel. Iar Domnul spune că va merge în rai să ne pregătească și nouă un loc. Și mai spune, precum aud, judec și judecata mea este dreaptă. Așadar, fiecăruia dintre noi îi se cuvine să facă ceva pentru acel loc pe care ți-l pregătește Dumnezeu precum aude desfășurarea faptelor tale și le judecă cu judecata Lui nu cu judecata noastră. Iată de ce fiecare dintre noi, cei ce suntem trăitori în lumea aceasta, ne-am dorit din tot sufletul să întâlnim pe cineva în această viață, nu dincolo, care să ne spună, mergi bine pe drumul pe care mergi. Sau nu mergi bine pe drumul ăsta și să ne spună cu așa o convingere încât să nu mai avem argument. Și să spunem, acum trebuie să fac ceva. Neapărat trebuie să fac ceva pentru că mi-am dat seama că nu sunt pe un drum bun. Am considerat niște realități că sunt bune, dar de fapt nu erau bune. Umblăm mult după astfel de persoană, dar atunci când o găsim, considerăm că este o adevărată binecuvântare în viața noastră. Așa s-a întâmplat și cu tânărul de astăzi, dragii mei, pentru că atunci când ești tânăr, ai mai multe căutări, dar și mai multe frământări. Tânărul acesta se pare că avea foarte multe valori, pentru că avea două calități mult răvnite de oamenii în lumea aceasta. Avea bogăție pământească, pe care probabil că o moștenise sau o dobândise datorită faptului că îi mergea mintea și știa să aducă servicii semenilor săi. Servicii care aduceau bani? Pentru că asta se întâmplă. Mergem să lucrăm acolo unde e nevoie de serviciile noastre și, în schimbul lucrului nostru, câștigăm niște bani cu care câștigăm serviciile altora. Și așa merge societatea noastră. Iar modalitatea prin care câștigăm acele resurse materiale este, de fapt, ceea ce se află înăuntru nostru, adică valorile noastre, pe care de cele mai multe ori nu le băgăm în seamă. Numai că tânărul nostru avea aspirații înalte și și-a dorit să facă și o carieră politică. Unii dintre oameni se mulțumesc doar să fie bogat și atât, iar alții vor să se pună și în slujba comunității, implicându-se în viața politică a cetății și punându-și la lucru, resursele materiale, dar și spirituale. Tânărul nostru o făcuse și acum era dregător, adică dregea lucrurile în comunitatea sa și făcea legi alături de ceilalți participanți la această lucrare. Însă aspirațiile nu s-au oprit aici. Probabil că vedea și el, așa cum văd mulți nedreptățile și lucrurile pe care le întâlnim peste tot în lumea aceasta. Și te ne mulțumesc, te ne chiar. Nu se poate ca totul să se mărgineze la atât. Ar trebui să fie ceva mai mult. Ar trebui să duc cu mine în veșnicie tot ceea ce am dobândit. Dar cum să fac asta? Simțea că trebuie să facă ceva, de aceea întâlnindu-L pe Domnul Hristos, știind că îl învață pe oameni o cale bună, îi se adresează învățătorule bun, ce bine să fac să moștenesc viața cea veșnică. El a simțit că nu e un bun de cumpărat, așa cum te duci la magazin, cât costă lucrul acesta că îl vreau. Adun banii de prin toate buzunarele și cumperi lucrul ăla să te bucuri puțin de el și apoi să lași uitării pe undeva prin camera ta. Nu așa se întâmplă cu veșnicia și le știa treaba aceasta, dar simțea că poate să facă ceva pentru a moșteni veșnicia. Iar Domnul îi spune, de ce mă numești bun? Știi că bun este numai unul Dumnezeu? Așadar, bunătatea nu este la oameni. Bunătatea este la Dumnezeu, El este izvorul bunătăților și de acolo fiecare ne alimentăm cu bunătate. Mai luăm și de la oameni câteodată, dar și ei o au la rândul lor de la Dumnezeu. De aceea, lui Dumnezeu trebuie să ne adresăm ca fiind bun și pentru a primi bunătate. Și la a doua sa întrebare îi răspunde: Știi ce trebuie să faci? ca să intri în viața veșnică, să păzești poruncile lui Dumnezeu și numere câteva, să nu mărturisească strâmp, să nu fie desfrânat, să cinstească pe tatăl său și pe mama sa și tânărul sincer, fără să mintă, îi spune lui Dumnezeu, Doamne, pe toate astea le fac din tinerețile mele, le păzesc din tot sufletul meu. Ce mai lipsește pentru că simt eu că mai îmi trebuie ceva? Și atunci Dumnezeu îi răspunde acestui tânăr, încă ceva îți mai lipsește. Deci atât că Dumnezeu care le știe pe toate nu i-a spus, vezi că tu nu cinstești pe tatăl și pe mama ta, ar trebui să mai lucrezi la asta. Nu, chiar le făcea pe toate și din inimă. Și nu i-a spus, ești un om care le faci pe asta de fațada. Le făcea sincer, dar simțea că ceva îi lipsește. Și atunci i-a dat Dumnezeu calea. Du-te la casa ta, vinde-le pe toate câtele ai și în partele săracilor. Și apoi partea a doua, despre care nu prea se vorbește, vino și urmează-mi. Vino să-mi devii ucenic. Cu siguranță că tânărului nostru nu i s-a părut așa de greu să vină să-i devină ucenic Domnului. Era chiar o cinste mare pentru el. Dar prima parte îi se părea cea mai grea. Cum să mă duc eu să-mi vând toate ale mele și să le împar săracilor ca să le mut în ceruri, nu să le pierd? Și apoi să vin să-L urmez pe Dumnezeu. Și a plecat el trist la casa lui pentru că avea multe avuții. Și Domnul a oftat și le-a spus celor din jurul lui cât de greu să mântuiesc cei bogați. Și acolo mai erau și în jurul lui bogați, că nu erau numai săraci. Și aceștia au venit cu o întrebare suplimentară: Doamne, dar cine poate să se mântuiască în condițiile acestea, dacă este așa de greu? Și l-a răspuns Dumnezeu că la oameni este lucrul ăsta cu neputință. Însă nu la Dumnezeu, pentru că de la El toate sunt cu putință. Cu alte cuvinte, și mântuirea, ca și sănătatea, viața aceasta trecătoare, copiii noștri, avutul nostru, munca noastră, sănătatea și tot ceea ce avem mai valoros, trebuie păstrate într-o bancă. Iar banca care le păstrează toate acestea este grija lui Dumnezeu. Banii ni păstrăm la bancă pentru că acolo sunt oameni care sunt păziți să facă treaba aceasta, ni țin într-un seif, și ne dă când avem nevoie de ei, cu dobândă. Dar realitățile care nu au nicio treabă cu banii, acestea le lăsăm în grija lui Dumnezeu. Inclusiv mântuirea noastră și îi cerem lui Dumnezeu să facă o lucrare sfântă în viața noastră și să ne mântuiască. Pentru că la El este cu putință lucrul acesta. Biserica a mers pe urmele acestui tânăr care și a petrecut un an de zile gândindu-se la această întâlnire, pentru că vedeți, când ne întâlnim cu cineva și stăm de vorbă cu acea persoană lasă niște urme în sufletul nostru, ne spune ceva din sufletul lui pentru că noi dinainte pregătit, nici nu știa că se întâlnește cu noi, și stăm după aceea mult timp să medităm la ce ne-a spus sau ce a vrut să ne spună persoana aceea tânărului nostru au trebuit un an de zile să mediteze la toate aceste aspecte. Până când a decis să vadă deșertăciunea lumii acesteia, să recunoască că venim goi în lumea aceasta și goi plecăm din ea și să ia în calcul că Dumnezeu i-a adresat o variantă în care poate să-și înveșnicească acele bunuri pe care le-a adunat, mutându-le în cer. Dar nu e suficient atât, pentru că mai trebuie făcut un pas. Să-l urmezi pe Dumnezeu îndeaproape, nu de departe. Doamne, vin și eu pe urmele tale. Nu, eu te urmez imediat. Sunt pe urmele tale. Așadar, acest tânăr va face pasul și după ce s-a descotorosit de toate avuțiile sale, a devenit unul dintre ucenicii Domnului. Pentru că noi știm că Dumnezeu a mai avut pe lângă el, în afară de cei 12 apostoli, încă 70 de ucenici care l-au însoțit în activitatea lui. De aceea, Sufletul lui Bun a ales calea cea bună, calea cea dreaptă. Acum noi ne vom gândi, oare de ce i-a spus lui Dumnezeu să vândă toate câtele are? Oare l condamnat la sărăcie? Nici de cum. Însă i-a arătat unde este problema lui sufletească. Ajunsese să aibă foarte multe bogății și inima îi era concentrată deasupra lor. Nu mai avea timp pentru alte valori. Iar prin acest cuvânt vinde toate câte ai. Înțelegem și o realitate spirituală, dragii mei, pe care nu o luăm deloc în calcul. Vinde sistemul tău de valori pe care ți-ai ancorat viața. Fiecare dintre noi avem un sistem de valori. Indiferent că sunt valori bune sau rele. De multe ori auzim în jurul nostru cum să postesc. Pentru că eu nu concep o masă fără carne. Fie cât de puțină, dar să fie cu carne. Cum să încălzesc duminica o mâncare care a fost făcută sâmbătă? Pentru că eu nu concep ca duminica să nu fie zupa caldă făcută atunci. Și ca să o facă cineva, că nu se face singură, trebuie ca cineva să lucreze în timpul Sfintei Liturghii și se încalcă porunca Domnului care spune Aduți aminte de ziua lui Dumnezeu și o cinstește pe ea. Cum? La bucătărie? În niciun caz. Există o singură bucătărie unde trebuie să fii și aceea este bucătăria Domnului care se împlinește în Sfântul Altar. Luați, mâncați, bezi dintr-o acesta toți. În celelalte zi din săptămână mănânci mâncare trupească. În ziua Domnului, primești împărtășania și dacă nu se poate că nu te-ai pregătit, atunci primești anafora sfințită de Sfintele Taină, care este accesibilă tuturor cu condiția să nu fi mâncat nimic înainte. Și iată că pentru a putea să participi la cina Domnului, trebuie să te debarăsezi de acest gând care ți-a înțepenit mintea că se poate să mănânci o zupă duminica și dacă a fost făcută sâmbătă. Că aceeași este, nu are nicio problemă. La fel de hrănitoare e. Și acesta este doar un exemplu. Sunt așa de multe. Iar Harul lui Dumnezeu și valorile Lui nu pot să vină peste vechile tale valori. Nu au nicio șansă. Trebuie să se dea la o parte vechile valori care au înțepenit mintea și sufletul și apoi să se așterne încetul cu încetul noi de valori. Și astfel vedem oameni duhovnicești care înainte gândeau într-un fel și acum gândesc în alt fel. Stăteam de vorbă cu cineva cu care participasem la o slujbă de priveghere în noaptea de anul nou și care a durat până la 5 dimineața și îmi spune, părinte, îmi aduc aminte că acum câțiva ani de zile eu eram în altă parte în noaptea de Revelion. Ce mai făceam eu pe atunci? Ce chefuri mai țineam? Spune astăzi unia dintre aceștia, mai în noaptea de Revelion ar trebui să mergi la biserică să-i mulțumești lui Dumnezeu. Pentru că este o slujbă foarte mare și frumoasă în cinstea Sfântului Vasile cel Mare. Și o să spună, păi deja mi-am rezervat, nu știu pe unde, Masa de Revelion, împreună cu foarte mulți oameni și prieteni de ai mei. Și aceștia, de pe pereți, nu sunt prietenii tăi. Cei care sunt în biserică în noaptea de Revelion și biserica e plină, oare nu sunt prietenii tăi? Nu vrei să-ți petreci Revelionul cu ei? A, nu, nu concep așa ceva. Și iată o valoare veche care nu se poate înlocui cu una nouă până când nu te-ai scăpat de cea veche. De aceea nu este așa de ușor, dragii mei. Cum să renunț eu la vechile mele valori, dar sunt bune acele valori? E, pe păi asta am și eu. Spune unui om care fumează că este păcat să fumeze. Și îți va spune, e, asta am și eu, alte păcate nu prea am. Dar pe acesta nu-l ai, pe acesta nu-l ai. O, nu m-am gândit că și e păcat. Dar trebuie să fac și eu ceva în viața asta. Să am și eu ceva care să mă țină legat de viața asta. Nu! Tot ceea ce ai legat de viața asta, toate legăturile trebuie să se ducă. Vindele fă ceva cu ele, scapă-te de ele. Ca să poți să dobândești noile valori urmându-i pe Dumnezeu care are ce să-ți arate, dar până când nu vei face asta, în niciun caz nu se va întâmpla ceva pozitiv în viața ta. Doar niște mici schimbări pe aici și acolo, nimic mai mult. Și astfel te trezești că treci pragul bisericii zeci de ani în viața asta și nu se întâmplă prea mare lucru, nu vezi nicio minune în viața ta, ci doar un echilibru de care cu adevărat ai mare nevoie și vin alții care sunt obosiți, demolați, depresiunea vieții. Pământește asupra lor, abia intră în biserică, șasează în fața unei icoane și plâng acolo până când se descarcă, și vor merge acasă mai ușurați, așa cum s-a întâmplat cu vameșul din Evanghelie, care își bătea pietul și spunea, Dumnezeule, mirostii, fi mie păcătosului. Acestea sunt niște realități extraordinar de adevărate și convingătoare pentru noi pentru a face ceva. Și nu este greu. Poate că ne trebuie un an de zile, poate mai puțin. E necesar să luăm fiecare valoare în parte. Poate valoare în ghilimele. E bine ce fac eu. E bine cum gândesc. E bun principiul ăsta de viață? Oare îi place lui Dumnezeu? Și numai ce ți-ai pus această întrebare și ce vine răspuns în inima ta, nu e bine deloc. Ar trebui schimbat acest principiu vândut, cum se spune când nu se mai merge mașina? Te duci cu ea la mecanic și spune, vinde-o că trebuie să bași foarte mulți bani în ea. Cumpără-ți alta mai nouă. Vinde sistemul ăsta de valori. Cumpără altul. Ți se potrivește mai mult. Iată de ce tânărul nostru a plecat întristat. Și-a dat seama unde țintește domnul și poate că asta a fost lui cel mai greu. Să se gândească că odată cu renunțarea la averea pe care o dobândise în viață și de care se ținea, va trebui să renunțe și la principiul de a face bani. La fel s-a întâmplat și cu Sfântul Iov, mult pătimitorul. Când diavolul l-a ispitit, s-a dus la Dumnezeu să-i ceară voie să-l deposedeze de toată averea lui. Și din câteva ispite cumplite, l-a deposedat de tot și de copii și de avere. 5.000 de cămile le-a omorât într-o zi, 5.000 de oi în altă zi. Cei 12 copii al lui la un chef l-au picat acoperișul unde petreceau și au murit toți. Și de fiecare dată spunea Sfântul Iov, Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele binecuvântat, pentru că gol am intrat în lumea asta și gol o să plec din ea. Și nimic nu iau cu mine. Și după ce diavolul l-a deposedat de toate verile lui, pentru că era mai bogat decât trei regi la un loc dacă își averile, atunci s-a întâlnit cu Dumnezeu și au stat la o discuție. Și Dumnezeu i-a spus, Iov, când eu am făcut cerul și pământul, tu unde erai atunci? Dar să știi că eu te-am proiectat de atunci și am pus în tine atât de multe valori care să nu se lipească de tot ceea ce ți-a luat diavolul. Așadar, de acum o să ai mai mult decât ai avut. Și a avut eu încă 12 copii, plus avere că n am mai putut-o măsura după ce a trecut cu bine de această ispită. Eu era un om bun și înainte, dar după aceea a devenit și mai bun. Pentru că în fiecare seară tăia un bou pentru păcatele cu gândul pe care le-au făcut copiii lui în ziua aceea. Auziți ce frumos! O parte din bou o punea pe un jertfelnic și ardea coapsa boului și restul boului îl împărțeau săraci. Era coadă în fiecare seară la casa lui Iov să se împartă boul respectiv, să aibă fiecare o bucată de carne să pune pe masă. Iată, dragii mei, că acest îndemn pe care Domnul l-a făcut tânărului nostru a fost cu dublă semnificație cu referire la bunurile acestea de care ne legăm. Vai de mine, lucrul meu, să nu se întâmple ceva cu el. Celălalt, să nu pățească ceva. Îl țin cu grijă acolo într-o cameră, chiar dacă nu-l folosește. Iar celălalt, se de valori, sunt valorile care ne înțepenesc într-o anumită stare. Nu ne lasă să urcăm. De aceea putem spune că cel mai de preț lucru al nostru, mântuirea, este bine să o lăsăm în grija lui Dumnezeu. Pentru că el este cu putință să facă lucrul acesta, să ne îndrepte pe o cale, numai să nu cârtim. Oare de ce mi se întâmplă mie asta? Oare numai eu să mai păcătos de pățesc așa ceva? Și multe lucruri auzim din gurile noastre și ale semenilor noștri atunci când pătimesc câte ceva. Dacă pățim un ecaz, sau trecem printr-o situație mai grea, poate că înseamnă că ne-am aliniat prea mult viața legată de lucrul acela. Și poate că ar trebui să ne gândim mai puțin la acel lucru. Și când socotim asta, ne simțim ușurați. Pentru că asta era calea pe care trebuia să o luăm. Să rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne ajute să ne mântuim. În primul rând că aceasta este cel mai important lucru. Iar mântuirea noastră înseamnă desprinderea noastră de tot ceea ce ne leagă și ne ține în viața aceasta. E necesară desprinderea. Nu se poate fără ea. Pentru că de multe ori se întâmplă să ne legăm de lucruri care nu ne folosesc în lumea aceasta. Și este foarte trist că se întâmplă așa. De multe ori auzim jurul nostru. Părinte, soțul meu s-a apucat de băutură. S-a lipit băutura de el nu se mai desprinde de ea deloc. Și atunci a trebuit să-i spun niște cuvinte. Grele, ce drept. Trebuie să alegi între băutură și persoana mea și copii. Și casă și tot ceea ce avem. Nu se poate cu ambele. Pentru că nu mai grijă de noi deloc. Unii răspund pozitiv la acest șoc. Dar cei mai mulți nu răspund deloc pozitiv. Poate le trebuie un an să se gândească ca tânărului din Evanghelia de astăzi. Unele persoane vin și îmi spun, părinte, și știi ce mi-a spus? Că nu renunță la băutură. Că preferă să renunțe la mine și la copii decât la băutură. Și asta ce este? Nu e o legătură. Este și încă una distrugătoare de suflet. Și altă cale nu ai decât ori să divorțezi și să-ți crești copiii fără tată, ori să vii la icoana Maicii Domnului și să-i spui ce s-a întâmplat și să plângi acolo, să roși pe Dumnezeu să-i ajute soțului tău. Să se desprindă de patima care a pus stăpânire pe el și care a devenit mai importantă decât însăși persoana ta, omul cu care își împarte viața și decât proprii copii care își cea mai mare comoară. Iată unde se ajunge cu locurile acestea. Și este extrem de trist. De aceea avem nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. De aceea se încheie Evanghelia de astăzi cu aceste cuvinte, că la oameni lucrul acesta este cu neputință. La Dumnezeu însă toate sunt cu putință. Amin.